Salutare și bine ați venit la un nou clip după ceva vreme, că nu postez eu așa des clipuri. Bun. În acest clip vă voi arăta cum să instalați un client pentru IRC în Fedora. IRC este prescurtarea de la Internet Rally Chat, una dintre cele mai vechi și cele mai sigure căi de comunicare pe internet. Bun. Mie îmi place să instalez programele prin terminal pentru că se face mult mai repede și comanda de instalare pentru acest client care se numește HexChat este sudo dnf install HexChat. Enter și punem o parolă. Yes, enter și avem programul instalat. Și acesta este programul HexChat. Aici, după ce îl porniți un nickname, următoarele nu sunt obligate. Nu sunteți obligați să le modificați. Eu le modific pentru că așa îmi place. Acesta de obicei este la fel ca primul. Ok. Se alege libera.chat. Este cel mai folosit server de chat. După care se dă connect. Aici puteți da join. Scrieți un canal, așa, sau puteți să-l închideți și să folosiți și aici comenzi, care este slash join diez România, pentru România, sau vă puteți intra și se poate folosi și J în loc de join Linux. Am intrat pe un canal de Linux și România. Acesta este programul și instalarea. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip scurt și că a stat până la finalul lui. Mulțumesc încă o dată și vă aștept la următorul clip.